Și pentru asta vă mulțumesc minunate care citește și citește cu atât de mult drag și interes copiilor înțelege să vină la tură și să cumpere cărți de dragi. Și nu orice fel de cărți, ci cele mai frumoase cărți care se găsesc la ora actuală pe piață în materie de cărți pentru copii. Pe perioada celor 3 zile de tură, în afară de expoziția cu vânzare de carte la preț promoțional, puteți participa la extrem de multe activități pe care noi le-am pregătit cu mult drag și spor. Vorbim aici despre lansări de carte, vorbim despre ateliere creative, despre ateliere ecologice, teatru de păpuși, întâlniri cu autori, evident, și de asemenea mâine, sau cu întâlnirea cu prințesa urbană. Ioana Cicet Macoveciu revine pentru noi la Alba Iulia, o întâlnire cât se poate distractivă, pentru care le va citi celor mici o cărticică amuzantă, iar apoi vom avea parte de multă joacă cu părinții și cu copii. Pentru că știm cu toții, ar fi dragă și noi, milităm pentru o educație cu blândețe și, și pentru o implicare cât se poate de mult în creșterea celor mici și în viața de zi cu zi. Vă mulțumesc, nu o să îndrugesc vorba, țin foarte, foarte mult și sper că mă aud toate colegele mele de la clubul de carte. Țin să le mulțumesc extrem de mult pentru întreg efortul pe care l-au depus. Țin să îi mulțumesc Dianei, reprezentanta muzeului, care ne-a aruncat și a foarte mult în toată organizarea. Îi mulțumesc de asemenea și domnului Stâncen, directorul Bibliotecii Județene, care ne-a sprijinit și el din punct de vedere logistic pentru organizare. Și nu mai duceți vorba și mă las să vă bucurați de cărțile frumoase și de artificiale. Am le citim copilașilor cărțile așa și le spunem inclusiv autorul și ilustratorul. Le amintim ca să știe. Aje. Am fost astăzi la Sandy. Uite, îmbrățișează pe piept. Luați loc, începe. Colorează cu mătușul, după